O șoferiță neatentă a băgat în spital un motociclist. Femeia a vrut să vireze la stânga, însă nu i-a acordat prioritate motociclistului care venea din sens opus și l-a luat pe capotă. Din fericire, tânărul a scăpat cu răni ușoare, dar va mai dura o vreme până va putea să iasă la o plimbare cu motocicleta. Accidentul s-a petrecut pe o stradă din Cluj-Napoca. Șoferița a vrut să vireze pe o stradă lăturalnică, dar nu i-a acordat prioritate motociclistului care venea din sens opus. Femeia fie nu l-a văzut, fie a forțat trecerea și a tăiat calea tânărului. În urma impactului, motociclistul a ajuns pe capota mașinii, după care a căzut pe asfalt. Acesta a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital. Din fericire, motociclistul a scăpat ușor. În urma accidentului, acesta s-a ales cu o tăietură la picior și un deget fracturat. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz, iar șoferița riscă să se aleagă cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.